Capitolul 4. Decretul. Fiecare cuvânt rostit este un decret ce se manifestă în exterior. Cuvântul este gândul rostit. Iisus a spus două lucruri ce nu au fost luate în serios. Prima, pentru vorbele tale vei fi condamnat și judecat. Asta nu înseamnă că ceilalți ne vor judeca pentru ceea ce spunem, chiar dacă și acest lucru este adevărat, după cum ai văzut și tu deja. Dar maestrul preda metafizica, doar că lumea nu putea înțelege încă. El a spus că ar mai fi multe încă de spus, dar că probabil nu vor fi nici acestea înțelese. În alte ocazii a spus că cel care are urechi să audă. Altă frază spusă de el, nu ceea ce intră în gura omului îi face rău acestuia, ci ceea ce iese, pentru că iese pe gură și vine direct din inimă. Mai clar de atât, nu se poate explica. Îți propun să fii atent la tot ceea ce spui într-o singură zi măcar. Să ne amintim ce spunem noi de obicei. Afacerile merg extrem de prost. Lucrurile merg rău. Tineretul e pierdut. Traficul este imposibil. Nu este semnal. Nu există locuri de muncă. Nu lăsa acest lucru aici, că o să ți-l fure. Hoții sunt peste tot. Îmi e frică și să ies din casă. Ai grijă că vei cădea. Te va călca mașina. O să-ți rup ceva. Am mult ghinion. Nu pot să mănânc asta, îmi face rău, am memoria proastă, am alergii, dureri de cap, reumatism, am digestia proastă. Această situație este oribilă. Nu te mira dacă după ce le-ai exprimat, ele se vor întâmpla. Le-ai declarat. Ai dat un ordin ce trebuie împlinit. Acum adu-ți aminte și nu mai uita niciodată. Fiecare cuvânt spus este un decret, pozitiv sau negativ. Dacă este pozitiv, se va manifesta prin bine. Dacă este negativ, se va manifesta prin ceva rău. Dacă este împotriva vecinului, este la fel ca și cum ar fi împotriva ta. Se întoarce înapoi la tine. Dacă ești bun și înțelegător cu vecinul, vei primi bunătate și înțelegere, poate nu de la el, dar de la alții. Dacă cineva te agresează, ți se întâmplă ceva negativ neplăcut, nu spune. Dar eu nu mă gândeam că mi se va întâmpla asta. Nici nu mă temeam. Ai sinceritatea și smerenia de a încerca să-ți amintești în ce termen te-ai exprimat despre altcineva. În orice moment poate ieși din inima ta un concept foarte vechi, înregistrat acolo, care este legat de ceea ce am menționat mai sus și pe care nu mai dorești acum să-l folosești. Sentimentul care însoțește un gând este ceea ce îl înrădăcinează mai mult în subconștient. Și asta a spus Maestrul Iisus, care nu a folosit niciodată cuvinte pompoase. Prin cuvintele ce din gură ies, ele vin din inimă. Aceasta este cheia cu siguranță. Primul sentiment care ne este implementat este frica. Este implementat de părinți în primul rând, profesori, etc., și apoi și de religie. Când simțim frica, inima bate mai accelerat și spunem de multe ori, mai am puțin și-mi iese inima din piept, pentru a exprima gradul mare de frică pe care îl simțim. Frica stă în spatele tuturor frazelor enunțate mai sus. Sfântul Pavel spunea, sunteți transformați prin cum remodelați mintea voastră, prin remodelarea minții voastre. De câte ori îți dai seama că ai spus ceva negativ, vei ști ce concept greșit ai înregistrat în subconștient, vei ști cărui sentiment îi aparține, frică sau neiubire. Șterge-l negându-l și afirmă care este adevărul, dacă nu vrei să îl mai manifesti în exterior. După puțin timp de practică, vei vedea că îți vei schimba modul în care vorbești. Vei vedea că și modul în care gândești se va schimba. Tu și viața ta se vor transforma prin schimbarea, remodelarea minții tale. Când te vei afla împreună cu alte persoane, îți vei da seama imediat ce concepte au și îți vei da seama din tot ceea ce auzi, ce anume li se întâmplă. De fiecare dată când auzi conversații negative, nu fi de acord cu nimic din ceea ce auzi. Gândește, nu le accept nici pentru mine, nici pentru ei. Nu trebuie să le spui asta celorlalți. Este mai bine să nu vorbești despre ceea ce tocmai înveți acum. Și nu pentru că trebuie ținut ascuns, ci pentru că există o expresie ce spune. Când elevul este pregătit, maestrul va apărea. Prin legea atracției, tot ce este pregătit să evolueze este în mod automat
apropiat sau se apropie de cel ce poate să îl avanseze în grad într-o manieră lină. Nu obliga pe nimeni să primească lecții despre adevăr, pentru că te poți trezi că cei pe care îi credeai cei mai dispuși să afle, să fie de fapt cei ce simpatizează cel mai puțin cu ele. La aceasta se referea Iisus când spunea: nu dați sfinții câinilor, nici nu pune perle în fața porcilor. Capitolul 5. Credința mută munții. De ce și cum anume? Toată lumea cunoaște această vorbă și o repetă des, dar nu știu în realitate ce înseamnă și nici de ce este așa cum este, anume că credința poate muta munții. Puțin știu că și frica mută munții. Frica și credința sunt o singură forță. Frica este negativă, iar credința este pozitivă. Frica este credința, dar în ceva rău. Sau, altfel spus, convingerea că ceea ce urmează să se întâmple este rău. Credința este convingerea că ceea ce urmează să se întâmple este bine sau că se va termina cu bine. Frica și credința sunt două fețe ale aceleiași monede. Gândește-te bine. Niciodată nu îți este frică că se va întâmpla ceva bine și nici nu zici niciodată ai încredere că se va întâmpla ceva rău. Credința este asociată mereu cu ceva ce ne dorim și nu cred că îți dorești ceva rău pentru tine. Despre asta te temi, nu este așa. Toate lucrurile de care ți este frică le atragi și ele se întâmplă. Acum, când se întâmplă ceva, spui ceva bun, spui triumfător. Aha, am știut, am presimțit. Și mergi și spui și altora pentru a-ți confirma cumva calitățile de clar văzător. Și ceea ce s-a întâmplat de fapt este în realitate, ceea ce s-a întâmplat de fapt în realitate este că te-ai gândit cu frică sau credință despre acel lucru. L-ai presimțit? Clar. L-ai presimțit. Tu singur o spui. Tu știi deja că tot ce se gândește în timp ce simți o anumită emoție este ceea ce se manifestă sau se atrage. Tu le-ai anticipat și sperat. Anticiparea și așteptarea se numește credință. Acum imaginează-ți că tot ce tu aștepți cu încredere vine, se întâmplă. Dacă știi că așa este, ce anume te împiedică să folosești asta pentru tot ceea ce îți dorești tu în mod pozitiv? Dragoste, bani, sănătate. Este până la urmă o lege a naturii, este un ordin divin. Iisus o preda folosind următoarele cuvinte pe care tu le cunoști deja. Tot ce ceri, spunând cu credință, vei primi. Aceste cuvinte nu le-am inventat eu. Acesta este capitolul 21, versetul 22 din Matei. Și Marcu spune clar: tot ce speri, crede că va veni și va veni la tine. Sfântul Petru le spune cu cuvinte ce nu pot fi interpretate altfel. Credința este certitudinea a ceea ce aștepți. Condamnarea despre ceea ce se vede. Este condamnarea la bine. Acum, îți voi spune că asta vine prin cunoaștere. Să spunem că tu trăiești undeva în provincie și n-ai fost niciodată în capitală. Vrei să mergi să iei trenul, mașina sau avionul. Știi unde e capitala și cum să ajungi acolo. Într-o zi pleci înspre capitală și mergi cu ce formă de transport îți place mai mult. Iar pe drum nu ți este frică că te vei pierde și vei ajunge pe lună, nu? Dacă ai fi un om care a trăit o viață în sălbăticie, te-ai putea teme că te vei pierde total. Dar pentru că ești o persoană ce a trăit în civilizație, știi că într-un fel sau altul vei ajunge în capitală. Ce îți dă ție încredere că vei ajunge acolo? Cunoașterea. Astfel, ignorarea principiilor face ca oamenii să se teamă de rău, pentru că nu aplică credința. Nici nu știu exact ce este ea. Ce este credința? Credința este convingere, siguranță, dar ea trebuie să se bazeze pe cunoașterea a ceva. Știi că există capitala și te îndrepți spre ea. Și pentru asta știi că nu vei ajunge pe lună. Acum știi că atunci când îți dorești ceva și îți e teamă că nu-l vei obține, atunci nu-l vei obține. Dacă îl negi înainte de a primi, ca în exemplu dat cu rugăciunea: Doamne, dă-mi, te rog, acel lucru, cu toate că știu că nu o să mi-l dai, nu îl vei obține pentru că l-ai negat deja. Ai mărturisit că nu-l aștepți. Lasă-mă să-ți dau formula metafizică pentru a obține orice îți dorești. Este o formulă, iar tu trebuie să o faci. Încearcă singur sau singură. Nu mă crede, orbește. Eu doresc acest lucru în armonie cu toată lumea și în acord cu dorința divină.
prin grație și în maniera perfectă. Mulțumesc, tată, că deja m-ai auzit. Acum nu te mai îndoi nicio clipă. Ai spus formula magică. Conform legii, vei vedea că nu întârzi să apară manifestarea. Ai răbdare. Cu cât aștepți mai liniștit, cu atât vei vedea rezultatele. Nerăbdarea, tensiunea și presiunea mentală distrug tratamentul. Formula în sine se numește tratament în metafizică. Pentru a ști ce ai făcut prin repetarea formulei, îți voi explica procesul în detaliu. Când ai spus în armonie cu toată lumea, ai eliminat pericolul de a face rău altora sau să dorești un rău altei persoane. Prin cuvintele în acord cu dorința divină, dacă ceea ce îți dorești este mai puțin decât perfect pentru tine, vei vedea ceva mai bun întâmplându-se, mai bun și mai bine decât așteptai. În acest caz înseamnă că ceea ce doreai tu nu ai fi găsit ca fiind suficient sau nu ar fi fost de fapt atât de bun precum te gândeai. Voința lui Dumnezeu este perfectă. Prin cuvintele cu grație și în maniera perfectă, avem parte de un secret minunat. Dar lasă-mă să dau un exemplu despre ceea ce se întâmplă când nu se știe cere prin grație și perfecțiune. O doamnă avea nevoie urgent de o sumă de bani și a cerut această sumă pentru ziua de 15 a lunii. Avea încredere absolută că îi va primi, dar egoismul și indiferența nu au inspirat-o să ia în considerare pe nimeni altcineva. În ziua următoare, fiica ei a avut un accident. Ea a primit banii, dar a trebuit să-i plătească firmei de asigurări pentru stricăciunile provocate în urma accidentului. Deci ea a lucrat cumva împotriva ei. Prin cererea cu grație și în maniera perfectă se lucrează cu legea spirituală. Legea lui Dumnezeu se manifestă mereu în plan spiritual. Acolo totul este perfect, fără obstacole, fără inconveniențe, fără niciun rău cauzat altora, fără luptă sau eforturi, încet, cu multă iubire, și acesta este adevărul nostru. Acesta este adevărul ce, dacă îl simțim, ne va elibera. Mulțumesc, tată, că deja m-ai auzit, este cea mai înaltă expresie de credință pe care o putem rosti. Iisus a predicat-o și o folosea mereu, de la împărțirea pâinii cu care a hrănit mii de oameni la transformarea vinului în sângele lui. Dând mulțumiri înainte de a vedea lucru manifestat în realitate, după cum ai văzut deja, tot ceea ce Iisus predică este metafizică. Tot ceea ce îți dorești, tot ceea ce ai nevoie, poți manifesta. Tatăl a prevăzut deja totul, a dat deja totul, dar trebuie cerut în forma în care se simte necesitate. Tot ce trebuie să-ți amintești este că nu poți să ceri ceva rău pentru altul pentru că ți se întâmplă ție. Și tot ce ceri pentru tine trebuie să-l ceri pentru toată umanitatea, pentru că toți suntem fii al aceluiași Dumnezeu, provenim din aceeași sursă. De exemplu, cere ceva mare. Tatăl este foarte bogat și nu-i place mediocritatea. Nu spune, o, tată, dăm o căsuță. O căsuță cât de mică, chiar dacă e foarte, foarte mică, când în realitate tu ai nevoie de o casă mare pentru că ai o familie numeroasă. Nu vei primi decât ceea ce vei cere. Cere așa, tată, dă mie și întregii umanități toate minunățile regatului tău. Și acum fă-ți lista. Pentru a-ți întări credința, fă o listă cu lucruri de care ai nevoie sau pe care ți le dorești. Enumere obiectele sau lucrurile, mai fă o listă cu ceea ce vrei să dispară din tine și din exterior. Pe aceeași foaie scrie o formulă dată de mine mai sus. Acum citește foaia în fiecare seară. Nu simți nicio îndoială. Mulțumește de câte ori te gândești la ceea ce ai scris pe foaie. Imediat ce vezi ceva împlinit, tai-l de pe listă. Și la final, când sunt toate împlinite, să nu fii așa de puțin recunoscător încât să zici, poate se întâmpla oricum. Pentru că aceasta este o minciună. S-a întâmplat pentru că tu ai cerut și ai cerut corect. Exteriorul se adaptează pentru a face loc acestor lucruri în viața ta. Când ești deja foarte obișnuit să simți frică din mai multe motive, de fiecare dată când te simți atacat de o frică, repetă această formulă care va șterge reflexul înregistrat în subconștient. Nu mi-e frică, nu am teamă. Dumnezeu este iubire și în toată creația nu ai de ce să-ți fie frică. Eu am credință, vreau să simt credință. Simt credință. Un mare maestru spunea, singurul lucru de care poate să-ți fie frică este frica însăși. Formula trebuie să o repeți chiar și atunci când simți că tremuri de groază. În aceste momente să o spui cu multă rațiune. Iar simpla dorință de a nu mai simți frică și de a fi conectat cu credința șterge toate efectele fricii, ne poziționează în polul pozitiv al credinței și încrederii. Presupun că tu știi, că tu deja cunoști principiul psihologic care spune că atunci când vrei să ștergi sau să elimini o credință, trebuie să o înlocuiești cu altceva. De câte ori se neagă sau se șterge o credință bine cristalizată în subconștient, ea dispare puțin câte puțin și golul care se formează trebuie înlocuit imediat cu o idee
idee contrarie. Dacă acest lucru nu se întâmplă, golul rămas va atrage idei de aceeași natură, cu cea pe care tocmai ai șters-o. Aceste idei sunt tot timpul suspendate undeva în atmosferă, deoarece sunt gândite de alții. Încet, încet vei vedea că fricile tale dispar dacă ai voința de a fi constant și de a repeta formula de câte ori apare câte o circumstanță de acest gen. Încet, încet vei vedea că ți se întâmplă doar lucruri pe care tu le dorești. Acest extraordinar instrument, decretul, îl găsim în acea poveste din primele două capitole ale Genezei și îți sugerez să-ți faci timpul necesar pentru a citi acele pagini, acea povestire. În timp ce vei citi, îți vei da seama că omul, adică tu și cu mine, nu a fost creat pentru a fi o piesă de joc lucrată de circumstanțe, pentru a fi victima condițiilor, a contextului sau un titerez care se mișcă dintr-o parte în alta în funcție de cel care îl domină. În loc de aceste idei, vedem că de fapt omul este centrul creației și departe de a fi cel mai insignifiant din univers, i s-a dat puterea de a conduce pământul și toată creația. Omul este dotat cu toate puterile pe care creatorul le are, deoarece este făcut după chipul și asemănarea sa. Omul este instrumentul prin intermediul căruia iubirea, înțelepciunea, viața și puterea se exprimă. Creatorul a pus pe om în centrul universului, care univers este ascultător și responsiv, inclusiv în ceea ce privește corpul, afacerile și ambientul. El nu are o altă alternativă decât să ducă la bun sfârșit ordinele primite de la autoritate, de la om. Puterea decretului este absolută pentru ființa umană. Stăpânirea pe care i-a fost dată este irevocabilă. Chiar dacă natura universului este la bază bună, ceea ce se întâmplă este conform decretului dat de om. Vedem că atâta timp cât omul a fost ascultător creatorului, dar și-a păstrat, bineînțeles, în același timp gândirea și puterea, a trăit într-un univers bun, grădina Edenului. Iar apoi când a mâncat din arborele binelui și a răului, adică a hotărât să-și folosească puterea lui ori spre bine, ori spre rău, atât înspre o parte, cât și spre cealaltă, cum putea face, evident, din cauza liberului arbitru, a început imediat să dea de greutăți în a-și câștiga pâinea zilnică. Începând din acel moment al căderii, omul a început să vadă lumea și să o împartă între bine și rău, iar astfel, experiențele sale au fost conform decretelor pe care el le-a dat, bune sau rele. Aceasta ne arată în mod evident felul în care răspunde universul și cât de complexă și de mare este autoritatea pe care omul o are.